Fără introducere. Trei subiecte la care vreau să mă refer. Primul subiect. Începând cu 1 februarie, de fapt oficial, a început sesiunea parlamentară. Au trecut peste două săptămâni, nu a fost convocată ședința în plen a Parlamentului. Noi înțelegem că guvernarea pestriță are frică ca la prima ședință să nu vină zeci de mii de cetățeni ai Republicii Moldova, dar ea inevitabil trebuie să fie convocat. De ce astăzi Partidul Socialiștilor, fracțiunea care este cea mai mare fracțiune parlamentară, solicită convocarea ședinței de urgență a Parlamentului Republicii Moldova și începerea, de fapt, activității de facto a Parlamentului Republicii Moldova.